Fraților, înainte de a începe acest video, eu nu-l vă recomand ca mai întâi să vă uitați la clipurile mele cu acțiunea și insula dramei totale în X minute. Nu de alta, dar o să înțelegeți mai bine povestea acestui sezon. În urma primelor două sezoane din drama totală, toți concurenții show-ului au devenit faimoși. Harold, Trent, Justin și Cody având propria lor trupă de băieți, Lashona și Tyler participând la tot felul de emisiuni, Owen făcând teleshopping și așa mai departe. Dar în timpul unei decernări de premii, Chris a dat să renunțe la concurenții dramei totale și să se focuseze pe noul său reality show, care l-are în centrul atenției pe un tip pe nume Alejandro. Deci, dat fiind că le-a fost pus în pericol noul stil de viață, ai noștri se urcă într-un autocar și pornesc să-i bage bețe în roate lui Alejandro și colegilor săi de emisiune. Dar în proces, ai noștri au picat cu autobusul într-o râpă. Lucru care l-a făcut pe Jeff să ieie o mână de concurenți ca să meargă după ajutor. Dar păcat că între timp Chris i-a luat pe restul concurenților care au rămas la autocar și le-a oferit un loc în cel de-al treilea sezon al dramei totale. Dap, toată faza cu reality show-ul lui Alejandro a fost doar o cacealmă pentru a-i face pe ai noștri să vrea să participe la încă un sezon din drama totală. Plus, nu vă faceți griji, atât Alejandro cât și Sierra, adică fana numărul 1 al dramei totale care are crush pe Cody, devin concurenți în acest sezon 3. Sezon care, by the way, nu are loc pe o insulă sau pe un platou de filmare, ci peste tot prin lume. Motiv pentru care acest sezon se numește Turul Mondial al Dramei Totale. Gen de data asta, concurenții sunt duși cu avionul prin diverse colțuri ale globului, în care ei trebuie să se întreacă în niște probe inspirate de țara în care se află. Iar cât despre Jeff și restul concurenților, aceștia continuă să se ocupe de emisiunea aia cu urmările dramei totale. Dar pentru că Bridget nu mai poate fi coprezentatoarea emisiunii, pentru că, da, s-a întors la a fi o concurentă, ea este înlocuită de către o tipă pe nume Blainley. Deci prima oprire a concurenților este în Egipt, unde ai noștri au trebuit să-și facă culoar prin sau peste o piramidă până la linia de sosire. Iar în funcție de ordinea în care au ajuns, aceștia au fost plasați în echipe. Am o parte interesantă la acest sezon este că nu avem două, ci trei echipe. Echipa Amazonelor, echipa Victorie și echipa Chris este foarte, foarte tare. Am un numă pun să vă zic membrii fiecarei echipe pentru că îi vedeți pe ecran. Plus, mai e de menționat că acestea călătoresc în avionul dramei totale la clasa 1 dacă câștigă proba precedentă sau la clasa a doua dacă acestea pierd. By the way, nu a durat mult până când Izzy a făcut schimb de echipe cu Sierra ca aceasta să fie lângă Cody-ul ei. Dap, tipa e cam obsedată. În fine, revenind de la Egipt, fiecare echipă a primit un mijloc prin care să detecteze apa în funcție de performanțele lor la proba precedentă, scopul final fiind acela de a găsi și de a traversa Nilul. Deci în urma acestei curse, echipa Amazonelor a ieșit pe primul loc, echipa Chris pe locul 2 și echipa Victoria a pierdut. Dar pentru că Duncan a fost eliminat din cauza că nu a vrut să cânte, o să vă zic mai multe despre asta mai imediat, Chris nu a mai vrut să elimine pe nimeni atât timp cât fiecare echipă a trecut linia de sosire cu obiectul care le-a fost încredințat la începutul probei. Deci din cauza că Ezekiel a pierdut bățul echipei sale, el a fost eliminat. Adică nu e ca și cum Chris nu a încercat să scape de el încă de dinainte de a începe concursul. Dar hei, așa e viața. Plus, când vine vorba de eliminarea lui Duncan, în acest sezon concurenții sunt obligați să improvizeze un cântec în fiecare episod. Iar pentru că Duncan a refuzat să respecte această regulă, el a fost eliminat. Fraților, dacă până acum vă place acest video și vreți să mă susțineți în ceea ce fac, vă puteți descărca Domino Dreams folosind linkul din descriere, pentru că mă ajută foarte mult. Plus, ca să încerc să vă răsplătesc pentru efortul pe care îl depuneți, dacă până vineri reușim să ajungem la 1000 de descărcări, în ianuarie eu am să vă pregătesc un video cu țestoasele ninja din 2003. Plus, nu uitați ca descărcările voastre să se contorizeze și să mă ajute, ele trebuie să fie făcute folosind linkul din descriere. Deci acestea fiind zise, eu revin la video. În fine, următoarea destinație a dramei totale este Japonia. Iar Alejandro a început să-i facă ochi dulci Lashonei pe durata întregii probe. Deci după un joc de pinball în mărime naturală și o reclamă pe care concurenții au trebuit să o regizeze pentru un produs de-al lui Chris, echipa Victoria a pierdut din nou. Iar cât despre persoana eliminată, aceasta a fost Harold, pentru că Alejandro i-a băgat în cap că dacă se autoelimină, el o va impresiona pe Lashona și îi va câștiga inima. Dap, Tocilaru încă avea călcâiele aprinse după aceasta. Revenind la concurs, următoarea probă are loc în Yukon.
adică într-o regiune înghețată de-a Canadei. Așadar, concurenții au trebuit să se poziționeze strategic pe un traseu de sanie, de unde să fie culeși de echipa lor. Iar pentru că Alejandro a convins-o pe Bridget să-l înșele pe Jeff și să pupe un stâlp, echipa ei a pierdut și astfel surferița a fost eliminată. Așadar, următoarea oprire este în New York, unde concurenții au trebuit să recupereze niște cărucioare de pe capul Statuii Libertății, să meargă cu barca prin canalizarea orașului și să recupereze un măr gigant dintr-un iaz cu țestuase agresive, pe care ulterior să-l ducă la linia de sosire cu căruciorul de mai devreme. Deci echipa Chris a pierdut din cauza că Heather le-a schimbat căruciorul de concurs cu unul adevărat în timp ce aceștia nu erau atenți. Dar din fericire nimeni nu a fost eliminat azi din cauza că proba respectivă era una cu recompensă. Așa că următoarea destinație a dramei totale este Germania. Acolo unde concurenții au fost puși să facă niște cârnați, pe care ulterior să-i folosească pe post de sanie. Iar pentru că Owen a mâncat tot cârnațul echipei sale, Alejandro și restul au fost nevoiți să-l folosească pe rotofăi pe post de vehicul. Deci după această probă, concurenții au primit niște pălării mai mult sau mai puțin tradiționale pentru nemți și au fost puși să danseze. Urmând ca în urma acestei probe Lășona să se dueleze cu Heather și Alejandro cu Sierra. Deci din cauza că și lui Heather îi place de Alejandro, lui Pletuță Latină i-a fost destul de ușor să o manipuleze pe Lășona, să sară la gâtul adversarei ei și să o lase fără dinți în gură. Deci dat fiind că Sierra și Alejandro au rămas ultimii în joc, echipele lor sunt în siguranță. Iar drept urmare a faptului că Lășona a renunțat la probă ca să o bată pe Heather, ea a fost eliminată. Așadar, următoarea oprire a dramei totale este în Amazon, unde ai noștri au trebuit să facă o excursie prin junglă. Drumeție în urma căreia amazoanele noastre au fost capturate de niște actori care făceau pe tribu de sălbatici și care, by the way, tot erau niște fanii de-a lui Heather. Așa că ei tot i-au înlocuit acesteia dintele pe care Lășona i-l-a scos. Deci, pentru prima dată în viața ei, echipa Victoria a câștigat și ea o probă. Plus, din fericire pentru amazoane, nimeni nu a fost eliminat azi pentru că, da, probă cu recompensă. Dar hei, pentru a băga paie pe foc, Chris a făcut publice voturile fiecărui concurent. Astfel, Sierra aflând că Cody al ei vrea ca ea să plece. Adică, no, nu-l condamn pe băiat. Sierra îl sufocă la propriu și e cam de lulu. În fine, pe parcursul următoarei probe de la Muzeul Louvre din Paris, Franța, concurenții au fost puși să reconstruiască niște sculpturi celebre. Iar în timp ce Cody încerca să o împace pe Sierra ca echipa lui să poată câștiga, DJ și-a abandonat ultima coechipieră și a mers în secțiunea de Egipt a muzeului, cu speranța că își poate rupe blestemul. Gen în timpul probei din Egipt, DJ a distrus un câine mumie și de atunci el crede că este blestemat să le facă rău tuturor animalelor din jurul său. Motiv pentru care încă de atunci el tot a încercat să fie eliminat ca să plece acasă și să nu mai facă rău niciunei vietăți. În fine, revenind la ale noastre, DJ tot nu a reușit să scape de blestemul său și drept urmare echipa lui a pierdut din nou. Dar pentru că în aceasta mai erau doar el și Lindsay, între cei doi s-au dat o probă de departajare în care ei au trebuit să facă pe designerii vestimentari. Deci nu știu cum se face, dar DJ a încercat să piardă intenționat proba și tot Lindsay a fost aia eliminată. Așadar, de acum DJ este solo în echipa Victorie. Motiv pentru care atât Alejandro cât și Heather au încercat să-l țină motivat să concureze pentru a-l avea ca și aliat. Dar în ciuda tuturor eforturilor lui Heather, cel care a reușit să-l cucerească a fost Alejandro. Gen acesta a desenat pe un pește o hieroglifă și l-a convins pe DJ că dacă îi dă o limbă peștișorului respectiv, el își va rupe blestemul. Amu, din păcate pentru DJ, în proba următoare care a avut loc, Alejandro nu a mai considerat că el este de folos, așa că i-a zis adevărul despre peștele ăla și brusca nostru a început din nou să fie un pericol public pentru animale. Și să mai ziceți voi că nu există efect placebo. Așadar, DJ a pierdut proba și a fost eliminat. Plus, nu doar el a fost dat afară din concurs, pentru că înainte de probă, avionul dramei totale a rămas fără combustibil și a fost nevoit să aterizeze de urgență. Lucru care nu a deteriorat doar nava, ci și capul lui Izzy. Lucru care a făcut-o pe fată să devină genială. Așadar, pentru că aceasta a susținut la TV că a rezolvat nu știu ce ecuație care îi permite să călătorească înapoi în timp, tipa a fost luată în custodia armatei. Dar hei, nu vă faceți griji pentru că ea devine din nou țăcănită în scurt timp. Gen, în următorul episod al urmărilor dramei totale, Jeff, Blainley și Bridget, care s-a întors ca prezentatoare a emisiunii, au pus-o pe fată să dezamorseze o bombă pentru a strânge donații pentru reparațiile și combustibilul
combustibilul avionului, lucru care a făcut-o pe Izzy să se lovească din nou la cap și drept urmare să revină la normală. Așadar, drama totală continuă și ajunge în Anglia, acolo unde ai noștri au fost nevoiți să rezolve misterul lui Jack Spintecătorul și să prindă un infractor. Amu, acel Jack Spintecătorul a fost nimeni altul decât Ezekiel, care a reușit să se agațe de avion atunci când a fost eliminat. Iar din cauza condițiilor vitrege în care a trăit, corpul și mintea sa încep încet să se deterioreze. În fine, cât despre echipa câștigătoare, aceasta a fost echipa amazoanelor, pentru că Gwen și Courtney l-au găsit într-un bar din Londra pe nimeni altul decât pe Duncan. Așadar, fetele l-au băgat pe delicvent într-un sac și l-au târât înapoi în concurs în echipa Chris. Plus, legat de persoana eliminată, aceasta este Noah. De ce? Pentru că el a început să-și dea seama că Alejandro nu este un băiat bun așa cum pretinde. Plus că timp Duncan nu a fost în concurs, nu doar Courtney a simțit lipsa, ci și Gwen. Așa că cu prima ocazie, cei doi s-au giugiulit în baie și au fost văzuți de către Tyler. Amunam să vă mint, e urât că Duncan o înșelat-o pe Courtney. Dar în apărarea lui, relația celor doi a fost destul de tumultuoasă în ultima vreme. Ei despărțindu-se și împăcându-se de mai multe ori în perioada dintre sezoane. Așadar, nu a durat mult până când pe parcursul jocurilor olimpice ale dramei totale din Grecia, Alejandro a aflat despre Gwen și Duncan de la Tyler și l-a convins pe acesta să le zică tuturor noua bârfă. Deci, dat fiind că al nostru Cody a pierdut-o din nou pe Gwen în fața unui alt băiat, el l-a pocnit pe Duncan direct în față și a zburat spre victorie. Amu, tot complotul ăsta dintre Tyler și Alejandro a avut ca scop să-l scoată pe Duncan din joc pentru că el este un concurent puternic. Dar Chris a fost ceva de genul, n-am cum să-l elimin pe Duncan tocmai acum când el este în mijlocul unui scandal. Plus, în caz că vă întrebați ce s-a ales de reticența lui la cântat, să zicem că bucătarul s-a asigurat că aceasta dispare. Deci drama continuă și pe durata probei următoare care are loc în zona 51. Acolo unde Alejandro i-a sugerat lui Courtney să-l facă gelos pe Duncan cu Tyler. Dar planul ăsta nici că a funcționat. Așadar, pentru că pe Duncan nu se poate răzbuna momentan, furia lui Courtney se îndreaptă către Gwen, tipa încercând să piardă intenționat proba pentru a o putea elimina pe tipa Got. Dar hei, mulțumită lui Cody care a câștigat proba respectivă, cel eliminat este Tyler, pentru că Alejandro nu a mai considerat că acesta îi este de folos. În continuare, drama totală ajunge în Australia, acolo unde Duncan nu doar că s-a bătut cu un cangur, dar s-a și prefăcut că este afectat de apropierea dintre Alejandro și Courtney. Adică, no, Alejandro a fost ceva de genul, în loc să-l am pe Duncan ca inamic, numai bine îl am eu ca prieten, cel puțin momentan. Cu alte cuvinte, cei doi doar au jucat teatru ca Alejandro să-i câștige încrederea lui Courtney. Păcat că nu a fost anunțată și Gwen de planul celor doi, pentru că tipa Got a pus botul la sceneta lui Duncan. Așadar, de data asta, echipa Chris este câștigătoare, iar mulțumită lui Cody care a fost prea amețit ca să-și respecte promisiunea pe care i-a făcut-o lui Gwen, Courtney și tipa Got au ieșit la egalitate în urma voturilor. Așa că după o probă de departajare, amanta lui Duncan a fost trimisă acasă. Amu, în continuare, drama totală a oprit în Suedia, unde Heather a încercat să se apropie de Duncan pentru a-i juca lui Alejandro aceeași carte pe care el i-o joacă cu Courtney. Gen, da, între Alejandro și Heather au continuat să existe multe scântei. Dar spre ghinionul planului lui Heather, să zicem că Duncan nu este interesat de ea. Oricum, în urma acestei probe, nimeni nu este eliminat, dar în scurt timp de la aceasta, Blaney a intrat în turneul dramei totale. De ce? Păi, în urmările dramei totale s-a scos la concurs un loc în emisiunea cea mare. Iar pentru că Blaney îl enervează la culme pe Jeff, a nostru a fost ceva de genul, felicitări Blaney, ai câștigat dreptul de a participa în turneul dramei totale. Așadar, în continuare, avionul nostru ajunge în Canada. Acolo unde echipele sunt dizolvate și concurenții sunt forțați să se grupeze în cupluri proaspăt căsătorite. Căsătorite cu ghilimelele de rigoare. Auzi, Sierra? Deci mirii noștri sunt Owen și Blaney, Sierra și Cody, pentru că evident tipa nu o a acceptat pe nimeni altcineva în afară de crush-ul ei, Alejandro și Heather și nu în ultimul rând Courtney și Duncan. Genetipa nu s-o înțeles prea bine cu ursul pe care l-au primit înainte de infractor. Așadar, în continuare, soțiorii au trebuit să își ghideze miresele ca să își găsească rochile și au mai trebuit să traverseze Niagara cu ele în brațe pe o sârmă. Deci Duncan și Courtney au câștigat imunitatea,
iar Owen a fost trimis acasă. Asta spre bucuria lui Alejandro. Gen rotofeiul nostru îi zicea lui Alejandro Al, lucru care le enerva pe acesta la culme, pentru că exact așa îi zicea și Fraxu, frate pe care în mod evident nu-l suportă. În fine, următoarea oprire a dramei totale este în China, iar după ce concurenții s-au luat la întrecere pe marele zid chinezesc, aceștia au avut o probă de mâncat scârboșenii. Dar toată faza e că atât Blainley cât și Alejandro trișează aici. Gen Alejandro i-a pasat porțile sale de mâncare lui Courtney, pentru că al lui corp este un templu care nu poate fi pângărit de scârboșenii, iar Blainley s-a înțeles cu bucătarul ca să o ajute la probe în schimbul unui procent din marele premiu. Deci în loc de viermi, fata o mâncat spaghete boloneze. Oricum, nu e problemă de trișat, pentru că mulțumită lui Heather, Sierra a primit porția lui Blainley, iar Courtney a trebuit să poarte o mască ridicolă ca să nu ieie în gură mâncarea lui Alejandro. Deci vă dați seama că Sierra a câștigat detașat această probă și a mers împreună cu Cody la clasa 1. Iar cât despre persoana eliminată, Courtney și Blainley au ieșit la egalitate în urma voturilor. Dar pentru că emisiunea are probleme cu bugetul, Chris le-a eliminat pe amândouă dintr-un foc. Așadar, următoarea destinație este Africa, acolo unde ai noștri au fost puși să-l vâneze pe Ezekiel, care aparent încă se ascundea în cala avionului și care mai nou seamănă mai mult a animal decât a om. Deci Heather și Alejandro au făcut front comun pentru a-l captura pe acesta și pentru a-l elimina pe delicventul nostru preferat. Deci, dat fiind că doar 4 concurenți au rămas în joc, Alejandro încearcă să se bage pe sub pielea lui Cody, promițându-i că dacă ei formează o alianță, el o să-l ajute să scape de Sierra. Dar toată faza e că și Heather i-a făcut aceeași ofertă Sierrei. Amu, din păcate, după cum am mai zis, Sierra este de Lulu. Deci aceasta a fost trădată de către Heather și ar fi trebuit să plece acasă în urma unei vânători de ouă de pe insula Paștelui. Dar să vezi și să nu crezi, proba respectivă era una cu recompensă. Așadar, pentru a-și mai spăla din păcate, Heather l-a luat cu ea la clasa 1 pe Alejandro, ca Sierra să rămână singură cu Cody la clasa a doua. Deci astfel mergem cu pași repezi la următoarea probă, în care cei 4 concurenți rămași au trebuit să caute fosile într-un deșert cu care să creeze un schelet de dinozaur real sau inventat. Plus, pentru a-și securiza un avantaj, Alejandro s-a infiltrat în biroul lui Chris, unde a falsificat o poză cu Heather și Cody ca să o manipuleze pe Sierra. Dar din fericire, Cody i-a băgat țignitei mințile în cap și a demonstrat că acea poză nu are cum să fie reală. Gen Sierra e mereu lipită de Cody. Deci, cu alte cuvinte, acesta nu avea când să rămână singur cu Heather. Deci, din păcate, se pare că Alejandro va fi eliminat. Mai ales din cauza că Sierra a câștigat proba din deșert, mulțumită faptului că a fost prima care a dezgropat un butoi cu petrol. Dar toată faza e că după ce toți concurenții s-au întors la avion, Sierra a apărut în peisaj cu un tort pentru a-i face lui Cody o surpriză de ziua lui. Ce pot să zic, frumos gest, n-am să vă mint. Dar combinația dintre butoiul de petrol de mai devreme și artificiile de pe tortul lui Cody s-a dovedit a fi fatală pentru avionul dramei totale. Deci de nervi, Chris a eliminat-o instant pe Sierra și a lăsat pe restul concurenților să ajungă de unii singuri în Hawaii, acolo unde o să aibă loc marea finală. Deci Alejandro și Heather au luat trenul până acolo, tren în care, by the way, Alejandro l-a găsit și eliberat pe Ezekiel. Iar cât despre Cody, acesta a zburat până acolo împreună cu Sierra. Gen faptul că tipa și-a amintit de ziua lui l-a cam înmuiat. Așadar, a nostru nu a putut-o lăsa pe țăcănită în urmă. Așadar, prima care a ajuns în Hawaii a fost Heather, urmând ca Alejandro și Cody să iasă la egalitate. Deci Chris îi pune pe aceștia să se bată cu niște bâte pentru a vedea care dintre ei este cel de-al doilea finalist. Iar mulțumită mușchiuleților săi, Alejandro este acela. Deci câștigătorul celui de-al treilea sezon al dramei totale va fi determinat de o cursă cu obstacole, în care Heather și Alejandro trebuie să care și să arunce într-un vulcan o ofrandă făcută după chipul și asemănarea adversarului lor. Ofrandă care, by the way, trebuie să fie făcută de către susținătorii lor. Gen în ultimul episod din urmările dramei totale, concurenții de până acum s-au împărțit în 3 echipe. Echipa lui Cody, a lui Alejandro și a lui Heather. Deci, asemenea sezonului întâi, aceștia au trebuit să se implice activ în proba finală pentru a-și susține finalistul preferat. Plus, în urma unui concurs din același episod, Alejandro a primit un avantaj considerabil în ultima probă mulțumită lui Courtney. Așadar, el a ajuns la marginea vulcanului și era pe punctul de a câștiga. Dar înainte de a-și jertfi ofranda,
Heather i-a distras atenția prin faptul că și-a mărturisit sentimentele față de el. Astfel, Alejandro a uitat de concurs și a mers să se giugiulească cu Heather. Dar tipa l-a înjunghiat pe la spate. Sau mai exact, l-a lovit la biluțe. Deci pentru că Alejandro a fost scos din peisaj și pentru că fiecare sezonă din drama totală are două sfârșituri, câte unul pentru fiecare concurent, odată Heather a aruncat în vulcan ofranda lui Alejandro și astfel a pierdut concursul și odată a aruncat-o pe a ei și astfel l-a câștigat. Dar în ambele versiuni, niciunul dintre cei doi finaliști nu a intrat în posesia banilor pentru că Ezekiel a apărut în peisaj și a încercat să fure premiul concursului de la Chris, astfel el sfârșind în lava vulcanului. Nu vă faceți griji, el a trecut și prin mai rele. Dar din cauza ananasului aruncat de către Heather în vulcan, acesta a erupt, iar Alejandro a fost prăjit la propriu. Deci pentru a-l păstra în viață, Chris l-a luat pe acesta și l-a băgat într-un robot folosit de către Blaney la emisiunea de la începutul acestui video. Gen, știți voi că Alejandro să-și vindece rănile. Scenă care, în mod evident, face referire la nașterea lui Darth Vader. Fraților, și astfel oficial am terminat de făcut în X minute povestea celor mai bune sezoane din drama totală. Dar dacă vreți să continui să fac videouri și cu restul sezoanelor, nu ezitați să-mi ziceți asta în comentarii. Acestea fiind zise, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele? Beiușanu, Marian 07, Daniel Cosmin, Timotei Câmpean, Motănescul, Sebi Silvaș, Felician Vasile, Sever Dumitru, Ferraru Daniel, Butuza Gabriel, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticii Ionuț YY, Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like, un subscribe și o descărcare la Domino Dreams mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.